Sunt bibliotecar. Interesantă profesie, ațeles. De mult timp sunteți bibliotecar? De fapt, m-am recalificat. Am făcut prima facultate, este cea de jurnalistică. Și pe parcurs am făcut și a doua facultate, adică am făcut o altă meserie. De mulți ani activați în acest domeniu? Al treilea an. În calitate de bibliotecar? Da, în calitate de bibliotecar. Și până acum, cu ce vă ocupați? Am făcut facultate de jurnalistică la USM. Am lucrat redactor, cicioare, adică mai mult în direcția redactare, traduceri. Și a apărut, iată, și biblioteconomia, cumva, așa, ca o opțiune, iată, pentru... Dar știți că... Adică au apărut o opțiune de studii și atunci am decis să fac aceste studii, această specialitate suplimentară pentru un plus de siguranță, spun eu așa. Am lucrat la Biblioteca Națională, primul, adevărat că nu strict bibliotecar sau un... am făcut bibliografie, am lucrat la Calendarul Național. Da, acolo cred că mai mult făceam uz de profesia, de prima mea profesie de scris, adică scriam, făceam articole și iată, recent a apărut o oportunitate de a face schimbul, adică am fost invitat să lucrez la o bibliotecă, la biblioteca unui liceu privat din capitală și am acceptat. Simțiți diferența dintre munca pe care ați făcut-o în cadrul Bibliotecii Naționale și munca care o faceți în cadrul unui liceu privat? Este total diferită. Este total diferită, cu provocări noi, adică propriu zis e muncă bibliotecărească, să zic așa, aici lucrez cu cartea, lucrez cu copii și e ceva destul de nou pentru mine, dar destul de ofertant în același timp. Dar ce v-a motivat? Păi vă spun așa cum este, salariul, problema... cum să zic, a remunerării, că la Biblioteca Națională era foarte fain din punct de vedere a locului meu de muncă, a colegilor mele cu care mă obișnuisem și eram ok, adică... Dar iarăși, de fiecare dată când te ciocnești lunar cu aceeași problemă, că nu-ți ajunge un alta și ți apare șansa de a câștiga poate un pic mai bine, nu esențial mai bine, dar mai bine, cred că vrei, nu vrei, ești împins să faci alegerea respectivă. Ultima dată la Biblioteca Națională, cam ce salariu ați avut? Da, nu e niciun secret, adică salariul tarifar al unui bibliotecar, adică cel puțin salariul meu de funcție era de 4.000 și ceva, în jur de 4.000, nu foarte, cu mult mai mult de 4.000. Se mai aduna acolo ceva, un 0,25, pentru că făceam un pic mai mult muncă decât așa era în secție, erau niște unități libere pentru că nu se completau la toate bibliotecile mari, sunt, cred că, insuficiență de cadre, pentru că din cauza salariilor, iarăși lumea nu merge în profesie, e o problemă la facultatea de... jurnalism, anume la specialitatea biblioteconomiei, pentru că nu întotdeauna, deja de destul de mulți ani, mi se pare că nu mai au grupi la zi, adică doar la fără frecvență, doar prin corespondență, spunem așa, se studiază. Pentru că nu vine. Tineretul vrea alt tip de remunerare, alt tip de atitudine față de ei și atunci bibliotecile, statul de cadre în biblioteci este destul de îmbătrânit. Chiar și la Biblioteca Națională, eu cred că media de vârstă depășește 50 de ani. Cum explicați această o situație pe ceea ce ține de biblioteconomie?
Păi vă spun, nu vin tinerii, nu sunt motivați în niciun fel să vină, să continui, să facă. Cu toate că profesia e foarte interesantă și acum cu noile tendințe devine și mai interesantă, adică biblioteca devine nu doar un loc unde se păstrează, se împrumută cărți, dar obține și funcțiile unui centru de cultură, unui centru comunitar, unui centru de cum să spun, de coeziune socială, chiar aș putea să spun. Dar cât de actuală este această profesie, vorbind de secolul 21, anul 2023? În general, din cât știu, bibliotecile își dezvoltă acum tot mai multe servicii pe lângă cele de bază, adică de a da cărți, de a păstra cărți, de a servi cititorii. Tot mai multe servicii așa interesante pentru public, pentru, nu doar pentru tineri, dar și pentru bătrâni, dar și pentru mami cu copii, dar și pentru... Adică se formează, iată, servicii care să atragă cât mai multe grupuri de oameni în bibliotecă, se fac foarte multe... Acum știți, proiecte și programe culturale care vizează lectura și stimularea procesului de lectură. În bibliotecă, apar tot mai multe calculatoare, este cumva digitalizarea bibliotecii o soluție? Da, este o soluție, este o necesitate, nu o soluție, pentru că, vedeți, noi ne deplasăm cu pași și în ritmuri foarte rapide către o digitalizare totală. Și biblioteca probabil că o să se transforme sub acest aspect. Deja sunt biblioteci în lume în care aceste funcții, să zicem, elementare ale bibliotecarului de a da cărți nu mai sunt actuale. Adică este chipul, este instrumentul care citești chipul, ai adus cartea, ai pus-o acolo în box, i-au plecat singur la locul ei și nu mai este nevoie să umbli bibliotecarul. Sau... Cât de des copiii vin la bibliotecă? Unii foarte des. Cred că media e cam aceeași ca peste tot. Mai des și mai mult observ că vin copiii mai mici și cei mai mari, așa, mai mult strict pe recomandările de lectură ale profesorilor. Vin, totuși, cartea în format clasic nu a devenit chiar cu tot un atavism, să zic așa. Dar ce preferă tinerii să citească acum? Tinerii cred că citesc mai mult pe internet, mai mult cărți electronice, mai mult în format PDF, mai accesibile. Iarăși, din ce știu sau din ce văd, topul preferințelor de regulă este literatura de asta motivațională, mai puțin literatura de ficțiune, să zic așa. Lumea cumva își specializează și lecturi în funcție de necesități și de ce au nevoie personal, necesități personale, așa aș spune. Manualele din cadrul școlii sunt suficiente pentru toți elevii? Că se înțeleg că la privat nu este o astfel de problemă, dar cineva de la stat ar spune că poate nu le ajunge la toți manuale de ore, de curs, de matematică, de limba română. Sunt suficiente? Și. Sunt unele cărți, cele care vin de la stat, dar deoarece este un program așa mai special în liceile private, sunt și cărți care se editează în străinătate, de exemplu, și se procură din străinătate pentru, de exemplu, limbi străine. În principal, în paralel cu manualele care se editează în Republica Moldova, sunt utilizate pe larg și multe manuale care sunt editate în România. Și nu doar, adică, unul și unul, adică mai mulți autori, mai multe versiuni. Cât de motivată sunteți să mergeți la acest job care este nou pentru dumneavoastră? Sunt motivată, dacă am... Știți că întotdeauna, mai ales după o vârstă, e mai complicat să faci schimbări așa. Dacă să luăm o cifră medie în Republica Moldova a unui salariu de bibliotecar, și privat, și public? 6-7 mii, cred că. Este salariul acesta suficient? Sigur că nu este. Sigur că nu este și mai ales... Problema e că, bun, salariul e mic, dar eu tot timpul n-am înțeles cum vine asta. Adică statul nu are bani să-ți dea suficienți pentru cât muncești, dar tu trebuie să muncești suficient ca
Adică 8 ore de muncă nimeni nu ți le scurtează pentru că și iarăși stai și te gândești cum... Ce salariu ar fi suficient pentru dumneavoastră ca să vă mândriți cu el? Ca să mă mândresc, nu, dar ca să-mi ajungă și să nu trebuiască să-mi frământ tot timpul mintea de unde să mai fac rost de niște bani, băi, eu aș spune o cifră de 15.000 de lei. Cred că nu e deloc obraznică. Asta va ajunge să acoperi și cheltuielile de servicii comunale și pentru o odihnă la mare? O odihnă la mare, nu știu, dar cheltuielile curente mi-ar ajunge să... V-ați odihnit anul ăsta undeva? Nu, chiar nu m-am odihnit deloc. Am venit de la un job la altul cumva așa și fără odihnă. Care sunt destinațiile preferate pe care le-ați avut anii trecuți și cumva le-ați recomanda? N-am ieșit din Moldova special pentru ca să mă odihnesc. Adică am fost așa un spiții prin România mai trecut, dar nu pentru odihnă. Și în general îmi petrec vacanțele aici în Moldova. Când am concediu, iată, am fost recent la Orhiei Vechi cu niște prieteni. Alegeți turismul local? Da, nu. Eu n-am pretenții de genul. Ce părere aveți despre 4 zile lucrătoare? O părere foarte bună. Adică sunteți pro? Pro. Ce recomandări ați avea viitorilor specialiști care ar vrea să devină bibliotecari? Să îndrăznească. Eu cred că schimbări vor interveni.